această seară vom continua în studiul nostru despre concepția biblică asupra ceea ce înseamnă să fii bărbat sau femeie. Un studiu care cred că este deosebit de relevant, considerând vremurile în care trăim, considerând problemele care se lansează chiar și în țara noastră, problemele care vizează inclusiv redefinirea căsătoriei, problemele care vizează chiar esența înțelegerii identității noastre. Vom mai ști sau nu în 10 ani, în 20 de ani, ce suntem. Dacă suntem bărbați, femei, ce ne-a creat Dumnezeu? Pare o întrebare absurdă, dar deja sunt generații de copii în alte țări care cresc confuz despre lucrul acesta. Este neclar pentru ei, pentru că li se spune că este ceva neclar. Am văzut în lecțiile trecute că, din punct de vedere al Scripturii, lucrul acesta nu este neclar. Dumnezeu are categorii clare, Dumnezeu a intenționat să fie parte bărbătească și parte femeiască și Dumnezeu a intenționat ca, deși acestea sunt egale în esența lor, în valoarea lor înaintea lui Dumnezeu, ambii fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a intenționat ca să existe distincții, să existe roluri diferite și într-o operă complementară aceste două să lucreze împreună pentru a glorifica pe Dumnezeu. Este trist în ziua de astăzi, de fapt cum a fost întotdeauna, dar cu atât mai mult în ziua de astăzi, s-a alterat și se alterează așa de puternic această imagine, acest tablou care Dumnezeu l-a lăsat. De aceea vrem și în această seară să ne uităm pe scurt la aceste întrebări și în această seară vrem să privim, similar cu ceea ce am privit data trecută, ne-am uitat la ceea ce este ADN-ul unui bărbat sau ce ar trebui ca să fie, să stea la rădăcina, la esența identității unui bărbat. Am văzut rolul lui de a fi în autoritate. O autoritate delegată de la Dumnezeu cu scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu și felul în care trebuie să exercite acea autoritate, rolul lui ca și unul care trebuie să protejeze, ca unul care trebuie să muncească, să-și întrețină familia. Și în această seară vrem să ne uităm la esența femeii ca și identitate. Nu ne vom uita la toate implicațiile, așa cum știți, sper să avem câteva lecții pe aceasta, dar vrem cumva să intrăm un pic în esență și să vedem și la femeie, după Scriptură, care este esența. Cum ar defini Scriptura ADN-ul unei femei, care este profilul identității ei, dacă vrem ca să-l numim așa. Și de acolo, în săptămânile care urmează, putem să ne uităm la implicații. Probabil că datorită oboselii voi fi mai scurt în această seară la expunere, dar este mai mult timp la întrebări dacă există. Și poate că chiar și lecția în această seară va fi împărțită în două părți. În primul rând trebuie să începem exact, cum ziceam înainte, cu această temelie a egalității. Este foarte important să pornim de la această temelie prin care afirmăm egalitate absolută în ceea ce înseamnă esența și valoarea bărbatului și a femeii în fața lui Dumnezeu. Lucrul acesta este cu atât mai important de afirmat când vorbim despre identitatea femeii înaintea lui Dumnezeu, pentru faptul că femeia de-a lungul istoriei este și a fost deosebit de disprețuită. Lucrul ăsta este o realitate chiar și în societatea noastră. În societatea noastră, chiar în societatea românească, femeia încă este desconsiderată și încă este disprețuită în tot felul de cercuri și de contexte. Și nu vreau ca să intru în detalii, dar dacă trăiți în această societate, dacă trăiți și trăiți în România și aveți urechile și ochii deschiși, veți da seama că felul în care societatea noastră, bărbații din această societate, relaționează față de femei, gândirea lor despre ceea ce este o femeie, care este rolul ei, valoarea ei și mai departe,
în mare parte este extrem de greșit și această temelie a egalității absolute ca și persoană în fața lui Dumnezeu lipsește. De aceea trebuie să afirmăm lucrul acesta. Biblia ne învață, am văzut în Geneza, o egalitate absolută. Dumnezeu i-a creat și pe bărbat și pe femeie după chipul și asemănarea lui și asta este temelia pe care trebuie să clădim. Odată ce am afirmat această realitate, odată ce clădim pe această realitate, apoi putem să subliniem diferențele de rol care sunt instituite chiar prin creație între femeie și bărbat. Dacă subliniem diferențele de rol, fără să subliniem această egalitate, riscăm să elevăm aceste diferențe dincolo de ceea ce sunt. Ele sunt diferențe de rol, de funcție, nu sunt diferențe de valoare sau de esență. Da? Foarte important de înțeles acest lucru. Cu siguranță că poate unii care vor urmări aceste lecții s-ar putea să acuze oricum de lucrul acesta. Că suntem înapoiați, că nu vrem să dăm drepturi egale și așa mai departe. Departe de gândul meu lucrul acesta, Biblia ne arată egalitate de valoare, de esență, dar diferență de rol în diferite sfere în care Dumnezeu i-a pus pe bărbați și pe femei. Bun, care este această identitate sau care este rolul specific, ADN-ul femeii? În Geneza vedem că Dumnezeu creează pe Adam cu un anumit rol. Am văzut că l-a creat cu un anumit mandat specific și anume să exercite autoritate în a administra creația lui Dumnezeu și să reprezinte pe Dumnezeu prin faptul că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adam avea scopul, rolul ca să-L reprezinte pe Dumnezeu, să fie o reflectare a chipului lui Dumnezeu. Și noi de asemenea avem același scop, aceeași menire. Și prin faptul că era delegat ca să exercite autoritate care o avea de la Dumnezeu, el era chemat ca să-L reprezinte pe Dumnezeu. Cu atât mai mult că mandatul este dat ca să se înmulțească. Omul trebuie să se înmulțească cu acest scop, ca făpturi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să se înmulțească, ca chipul și asemănarea lui Dumnezeu să se înmulțească pe acest pământ. Întreg pământul să fie înglobat, să fie acoperit cu purtători al chipului și asemănării lui Dumnezeu. Asta este mandatul care este dat lui Adam. Și am văzut împreună că acest mandat este imposibil de îndeplinit pentru Adam singur. Da? El putea stăpâni peste creația care a fost pusă sub autoritatea lui, dar nu se putea înmulți singur. Și Adam realizează lucrul acesta, realizează probabil chiar și uitându-se în jurul lui și animalele având perechi, că el este singur și că el nu poate îndeplini menirea pentru care a fost creat. De aceea Biblia ne arată că rolul femeii și identitatea femeii este strâns legată de acest mandat. Biblia ne arată că femeia este definită ca și creație, ca și un ajutor. Un ajutor pentru Adam și un ajutor în a îndeplini acest mandat. Este foarte important să înțelegem relația aceasta. Femeia a fost creată să fie un ajutor. Aspectul ăsta ar trebui ca să ne dea de gândit implicațiile în psihicul unei femei, da? În gândirea unei femei, în sentimentele unei femei, când ne gândim că Dumnezeu a creat-o ca ea să se vadă ca și un ajutor și să fie un ajutor, devine evidente. Pentru o femeie este important ca să fie un ajutor potrivit. Un ajutor potrivit în familia ei, un ajutor potrivit pentru soțul ei, un ajutor potrivit pentru a îndeplini acest mandat. Și vom vedea câteva lucruri referitoare la acest lucru. Adam este incapabil, am văzut, de a îndeplini mandatul său singur și are nevoie de un ajutor. Nu poate îndeplini acest mandat fără un ajutor. Da? Și dacă e să fim sinceri, noi bărbații, nu înmulțirea este singura noastră inaptitudine. Deci ne-ar place să gândim că noi aveam absolut tot sub control în grădina Edenului și după grădina Edenului și doar avem nevoie, o văzut Dumnezeu că avem nevoie de femei ca să ne înmulțim și în rest n-aveam nevoie de nimic altceva. Total fals.
Adam avea nevoie de un ajutor din toate punctele de vedere. De un ajutor relațional, emoțional, de organizare și așa mai departe. Cu siguranță orice bărbat ar putea atesta că soția lui este un mare ajutor în toate domeniile unde el are lacune. Adam avea nevoie de acest ajutor, Adam sesizează nevoia lui de acest ajutor, vede că este normal ca să fie cineva ca și el din specia lui cu care să fie împreună, cu care să fie într-o relație de armonie și să lucreze împreună spre a îndeplini scopul care Dumnezeu l-a dat lui Adam și Dumnezeu creează pe femeie ca să fie un ajutor potrivit. Acest aspect de femeie ca și un ajutor nu ne pune niciun fel și nu pune pe femeie niciun fel într-o poziție de inferioritate. Probabil că unii care ascultă zic, ok, un ajutor, o slugă, cineva care este inferior și trebuie ca să slujească doar și trebuie ca să fie supusă doar și e clar că e sub bărbat din punctul ăsta de vedere și este ceva negativ să înceapă tot felul de gândiri din astea de dispreț. Biblia nu gândește în termeni acestea. Se gândește la o relație sau ar trebui să fie, în conceptul biblic, de multe ori în realitate nu este o asemenea relație, o relație, o colaborare, o conlucrare între bărbat și femeie desăvârșită înspre a îndeplini mandatul, scopul care Dumnezeu le-a dat. Gândiți-vă la acest fapt ca să clarificați puțin felul în care Biblia vorbește despre a fi un ajutor. De exemplu, Biblia descrie pe Duhul Sfânt ca și fiind un ajutor. Cu siguranță Duhul Sfânt nu este înjosit atunci când ni se dă acest titlu de a fi un ajutor. Ni s-a trimis un apărător, un ajutor, un mângâietor. Da? Asta este parte din identitatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu se simte înjosit, Duhul Sfânt nu are nicio valoare inferioară prin faptul că are acest rol, acest scop. Din contra, înțelegem că lucrarea Duhului Sfânt este deosebit de importantă. Lucrarea Duhului Sfânt este deosebit de importantă pentru noi, pentru mântuirea noastră. Duhul Sfânt este Dumnezeu, la fel cum Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu, la fel cum Dumnezeu Fiul este Dumnezeu. Da? Lucrul acesta, dacă ne gândim conceptual și îl aplicăm la bărbați și femeie, și gândim în aceste categorii, ne dăm seama că a vorbi despre femeie ca și un ajutor potrivit nu este în niciun caz o înjosire, ci este un titlu de onoare, un titlu de cinste. Cine nu ar vrea să aibă un ajutor potrivit atunci când are nevoie de un ajutor potrivit, da? Când ai nevoie de ajutor, ești foarte bucuros ca să zici, uite, am găsit un ajutor, da? Când ai nevoie de ajutor, sau când nu ești conștient că ai nevoie de ajutor, atunci poate că folosești o anumită expresie sau gândire sau de înjosire, da? Pentru că consider că n-ai nevoie de ajutor. Dar fraților, vă confirm, eu avem nevoie de ajutor, să fie foarte clar. Eu am nevoie de ajutor, da? Și Dumnezeu a fost bun cu mine și în harul Lui și în providența Lui meticuloasă mi-a dat acest ajutor. Asta nu înseamnă, așa cum am zis, dacă femeia este un ajutor pentru Adam, că rolul ei sau identitatea ei este cumva mai prejos sau mai puțin important. Este la fel de important. Rolurile sunt distincte, chiar și rolurile. Deci identitatea este egală, rolurile sunt distincte, diferite, dar ele nu sunt mai puțin valoroase. Nu poți să zici că ea are o poziție ca și rol mai puțin valoroasă. La fel cum ziceam despre lucrarea Duhului Sfânt în conlucrarea Trinității, ea este esențială, indispensabilă. La fel și rolul femeii în acest proiect al omenirii, în acest proiect lăsat de Dumnezeu, femeia este indispensabilă. Nu s-ar putea îndeplini mandatul nostru ca și oameni dacă nu ar fi pentru femeie. Ca tare este un rol deosebit de important, este o identitate deosebit de importantă. Da? Bun. Lucrul acesta este stabilit, am văzut, identitatea ei este stabilită de la creație, ca și fiind un ajutor și acest rol și această identitate o definește pe femeie. Ar trebui să o definească pe femeie. Vom vedea imediat cum, ce fel de impulsuri
dă această identitate în mintea, în inima unei femei, impulsuri bune, impulsuri pe placul lui Dumnezeu. Dar să vedem mai întâi ce se întâmplă la cădere. Să vedem dacă acest rol, referitor la rolul femeii și rolul bărbatului, se păstrează după cădere și cum ar trebui să ne raportăm noi la el astăzi. Ce se întâmplă cu acest rol la cădere? Am văzut că categoria absolută de bărbat și femeie rămâne. Rămâne în picioare și rămâne valabilă de la creație până la noua creație. Pur și simplu, identitatea noastră de gen este adevărată, fie că vorbim din grădina Edenului, după cădere, fie că vorbim până acum, sau fie că vorbim după glorificarea noastră. Noi vom fi bărbați și femei glorificați. Rolurile noastre, într-adevăr, vor fi diferite. Vom fi ca îngerii, nu ne vom mai căsători în ceruri, dar vom fi bărbați și femei. Lucrul acesta l-am văzut foarte clar din Scriptură. Întrebarea e ce se întâmplă cu rolul acesta acum, între cădere și glorificare. Și rețineți că am discutat în lecțiile trecute despre faptul că chiar și blestemul, chiar și pedeapsa pronunțată peste bărbați și femeie sunt diferențiate, sunt diferite după rolul lor. Și vă amintesc că am văzut că lucrul acesta atestă, dovedește că rolul acesta rămâne în picioare și după cădere. Altfel spus, căderea alterează negativ prin prezența păcatului rolul acesta, nu mai suntem în stare, din cauza că starea noastră sufletească nu mai este potrivită, din cauza că suntem înclinați înspre păcat, înclinați înspre rău, suntem născuți în păcat, suntem total depravați, nu mai suntem în stare acum ca să îndeplinim în mod corect rolurile noastre, dar rolurile rămân. Ca atare, dovada este în faptul că pedeapsa este definită după rol. Nu se dă o pedeapsă universală fără distinție. Pedeapsa este cu distinție pentru bărbați și pentru femeie. Și lucrul acesta ne atestă nouă că deși păcatul devastează într-un fel aceste roluri, deși păcatul alterează într-un fel aceste roluri, ele rămân în continuare designul lui Dumnezeu pentru bărbați și femeie. Rămân în continuare ceea ce Dumnezeu vrea de la bărbat și de la femeie, da? De fapt, am văzut că ceea ce s-a întâmplat la cădere este că rolurile au fost inversate. Asta a dus la căderea omenirii în păcat. Femeia, care trebuia să urmeze pe bărbat, el este capul, da? Biblia ne spune lucrul acesta clar, și atunci când Biblia îl afirmă pe bărbat ca și capul familiei, ca și cel care este lider, ca și cel care este responsabil, nu spune că el este capul pentru că este mai tare, pentru că este mai deștept, pentru că este mai nu știu cum. Spune că el este capul mergând la un argument din creație. El este capul pentru că el a fost creat primul. Pentru că ăsta este designul lui Dumnezeu. Nu că este mai bun, nu că este mai special, nu pentru că are un merit el propriu mai mare, ci pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Asta este structura care a hotărât-o, Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă la creație este că rolurile sunt inversate, da? Femeia, care trebuia să-și urmeze bărbatul și să asculte de capul ei, își arogă autoritatea care nu o are să discute și să asculte de șarpe și, în felul acesta, plonjează omenirea, bărbatul ei, care nu doar că permite ca lucrul acesta să se întâmple, dar îl încuvințează. Îl încuvințează, da? Nu vreau să fiu prea sever cu Adam, pentru că cu siguranță niciunul dintre noi n-am fi fost mai isteți, dar cu data în momentul în care zic, măi, chiar nu puteai să zici, descurcă-te? Când ai văzut ce-o făcut, zici, uite, eu rămân aici, în grădina Edenului, cu siguranță Dumnezeu îmi va da alt ajutor potrivit. Nu, el încuvințează decizia soției lui. Într-un fel, este un act extraordinar de idolatrie. Este momentul în care Adam își iubește nevasta mai mult decât pe Dumnezeu. Da? Sună radical. Știu că unii a zâmbit când am zis că Adam ar fi trebuit să zică la revedere, nevastă, tu te duci cu satana, eu rămân cu Dumnezeu. Dar asta ar fi fost reacția potrivită. Nu-i așa? Asta e reacția potrivită. Asta e reacția care Dumnezeu o cere de la orice credincios.
să o rupă cu orice este împotriva lui Dumnezeu și să meargă cu Dumnezeu. Împotriva familiei, împotriva soțului, împotriva soției, cu riscul de a pierde orice. Asta ne cere Hristos. Ca tare noi râdem la ideea că Adam ar fi trebuit să spună tu ai ales pe Satan, eu rămân cu Dumnezeu, dar asta trebuia. Și în momentul în care Adam zice, ia dă fruct încoace, el alege, o alege pe Eva peste Dumnezeu. Asta se întâmplă. Alege ajutorul, care acum nu mai era potrivit în acel moment, nu își îndeplinea rolul de a fi un ajutor potrivit, alege ajutorul peste cel care i-a dat ajutorul. Este o idolatrie extraordinară, poate cea mai mare idolatrie care s-a întâmplat vreodată. Da? Pedeapsa care vine în urma căderii, în păcat, am văzut că reflectă natura rolului. Și asta ne spune ceva despre faptul că această identitate transcende. Da? La bărbat am văzut că el avea rolul de a lucra, de a proteja. Ăsta era ADN-ul lui, este ADN-ul lui. De a proteja, de a exercita autoritate. Și bărbatul este pedepsit prin faptul că munca lui va deveni grea. A devenit grea, vă spun eu lucrul acesta, este grea. Creația care trebuia să fie protejată de el, vedem că acum este alterată și el nu mai poate ca să o păstreze așa cum Dumnezeu a creat-o. Da? Rețineți ceea ce zice Apostolul Pavel. Creația a fost supusă deșertăciunii. Lucrul acesta ar trebui să ne deranjeze. De aceea, nu ține de civilizație. Apropo, noi în România vorbim că trebuie să ne civilizăm ca să nu mai aruncăm deșeuri pe jos și așa mai departe. Nu ține de civilizație. Ține de înțelegerea că suntem păzitori ai creației lui Dumnezeu și ar trebui să ne deranjeze atunci când vedem ce s-a întâmplat cu creația lui Dumnezeu datorită nouă. Când vedem de la poluare la avort, la orice alterare de la planul lui Dumnezeu, de la intenția lui Dumnezeu prin revelație, ceea ce Dumnezeu ne-a arătat că era în grădina Edenului, asta ar trebui să ne deranjeze. Și ar trebui ca și bărbați și femei chemați să protejăm creația lui Dumnezeu, să fim deranjați atunci când vedem că ea este distrusă, că ea devine o deșertăciune. Dar realitatea este că oricât de mult ne-am străduit, ecologiștii pot să facă tot ceea ce vor ei, da? Și este bine să facă lucrul acesta. Deșertăciunea creației nu va fi rezolvată până când Hristos nu revine din nou și noul pământ, noul cer este instaurat. Da? Oricâtă reciclare faci, să fie foarte clar. Poți recicla până nu mai ai ce recicla. Nu poți salva planeta. Sunt tot felul de slogane. Să salvăm planeta, să salvăm nu știu ce, să salvăm. Nu poți salva, să fie foarte clar. Ea este supusă deșertăciunii de cel care a hotărât ca să o supună deșertăciunii. Datorită ce? Datorită faptului că noi am plonjat această lume în păcat. Și creația resimte aceste efecte. Și creația, ne spune Apostolul Pavel, geme să fie eliberată. Vrea să fie eliberată, așteaptă să fie eliberată. Și noi ca și oameni ar trebui să fim deranjați când ne uităm în jurul nostru și vedem ce se întâmplă cu creația. În alte cuvinte, când vedem un tsunami care omoară 10.000 de oameni, printre care și copii și mame, ar trebui ca să stăm și să ne gândim păcatul nostru a dus la alterarea creației. Păcatul nostru este motivul pentru care există tsunami și cutremuri și tot felul de boli și cancer și sida și tot ceea ce vedem, da? Păcatul nostru, păcatul meu și al tău stă la rădăcina faptului că penitenciarele sunt pline. Păi, dar eu n-am omorât pe nimeni. Nu, n-ai omorât pe nimeni, da? Poate n-ai omorât pe nimeni, dar este același păcat care i-a dus pe cineva să omoare pe cineva, care stă în rădăcina inimii tale. Este același păcat. Este același păcat care a plonjat lumea aceasta în decădere și care Dumnezeu l-a pedepsit prin acest blestem. Deci bărbatul, am văzut, este pedepsit prin faptul că tot ceea ce este în identitatea lui acum devine foarte dificil. Adică pedeapsa este corespunzătoare cu rolul lui. Munca este grea, nu mai poate să protejeze creația, autoritatea lui este total subminată. În relația lui cu creația, care acum nu se mai supune, nu-și mai dă rodul care trebuie să-și dea și așa mai departe, dar mai ales în relație cu soția lui. Nu cred că ne putem închipui certurile între Adam și Eva după cădere, da? Vă dați seama ce replici. Am părăsit raiul pentru tine, da? Noi câteodată când ne certăm și soț, soție,
soțiile câteodată mai vin cu așa o chestie. Știi tu că acum 3 ani nu știu ce ai zis, da? Imaginează-ți oricând putea să scoată Adam asul din mânecă. Am părăsit raiul pentru tine. Câtă ură putea să fie ascunsă în inima lor, da? Cât resentiment ia să zică față de el. Știi ce? Tu niciodată n-ai fost bărbat, nici în Eden. De ce nu m-ai oprit? Ha? Ai stat acolo ca și un blec. Vă puteți imagina? Oh, acum faci Caterinca, frate. Nu fac Caterinca. Vorbesc foarte serios. Da? Imaginați-vă cum s-a deteriorat relația lor prin acest aspect. Prin faptul că ceea ce ei trebuiau să fiu nu mai putea fi și prin faptul că ei se blamau acum unii pe altul pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Da? Ea vroia să-l stăpânească pe el, el reacționa față de asta. El îl blama pe ea pentru că din cauza faptului că n-a fost supusă, acum nu mai sunt în grădina Edenului. Da? Ne putem imagina, ar fi ceva dezastros, absolut dezastros să te afli într-o asemenea situație și totuși în asemenea situații ne aflăm de fiecare dată când avem tot felul de certuri între soț-soție sau între bărbat și femeie. Sunt doar ecouri al acestui eveniment catastrofal care s-a întâmplat la începutul istoriei. În schimb, am văzut că femeia de asemenea este taxată după rolul ei, este pedepsită după rolul ei și am subliniat și subliniem din nou că asta confirmă această identitate și acest rol. Rolul acesta, identitatea de femeie, nu este eliminat odată cu căderea. Da? Avea în mod desăvârșit, al exercita în mod desăvârșit devine greu, ba mai bine spus imposibil, dar el există în continuare. Da? Femeia are un rol relațional, dacă bărbatul are un rol de muncă, de a proteja, adică relația bărbatului este mai mult cu creația, cu a produce lucruri, ca a proteja, femeia are un rol relațional, dar rolul ei este să fie un ajutor potrivit pentru bărbat, deci în relație cu el. De fapt, toată existența ei este în relație cu ceva. Ea are rolul ca să nască copiii și să-i crească, deci are o identitate în relație cu copiii ei, cu familia. Și vedem că este pedepsită relativ la acest rol și la această identitate. Nașterea de prunci acum este grea și dureroasă. Da? Atingând, pedeapsa nu este doar că acum când te duci la spital să naști, te doare. Da? Pedeapsa este că durerea aceea semnalează faptul că ceea ce ar trebui să fie cel mai bucuros pentru tine, cel mai frumos, cea mai mare împlinire a rolului tău, acum este ceva extrem de dureros. Prin faptul că foarte multe femei nu pot rămâne însărcinate, de exemplu, este o amintire că ceea ce am putea fi, nu mai suntem. Da? Asta ar trebui să fie cel mai dureros. Că celălalt se rezolvă cu epidural, cu medicamente, cu așa mai departe. Da? Dar ceea ce e cel mai dureros este că ceea ce ar trebui să fim ca bărbați și femei, în esență, realizăm când încercăm să exercităm acel rol, să fim femei, să fim bărbați, să fim mame, să fim tată și așa mai departe, realizăm că nu putem fi. Nu mai putem fi oricât ne-am strădui. De ce? Pentru că în momentul în care lumea a fost plonjată în păcat, ființele noastre s-au alterat încât nu mai avem cum să îndeplinim acest rol perfect. Rolul a rămas perfect. Ce vreau să spun prin asta? Definiția rolului este perfectă. Ceea ce Dumnezeu pretinde pentru un bărbat să fie și o femeie să fie, a rămas perfect. Știți ce n-a rămas perfect? Noi. Noi n-am rămas perfect. Cum poate un om imperfect ca să facă o slujbă perfectă? Nu poate, da? Și de aceea, toată pedeapsa aceasta are scopul să ne reamintească. Nu poți fi ceea ce ar trebui să fii. Și într-un fel ăsta este un har din partea lui Dumnezeu. Să-ți amintească din nou și din nou. Nu poți fi ceea ce ar trebui să fii. Nu poți fi. Oricât încerci, oricât te străduiești, oricât te disciplinezi, oricât n-ai cum fi. Ai nevoie ca cineva să rezolve această problemă pentru tine. Ai nevoie ca altcineva să fie în locul tău desăvârșit pentru tine. Eram în mașină și ascultam o discuție la Europa FM și am fost foarte tentat să sun la un moment dat ca să intervin, deși șansele probabil ca să intri în direct sunt foarte mici, să discutați despre faptul că românii sunt un neam care sunt foarte rapid să-și aroge meritele altora. Și se vorbea despre, eu nu sunt fan tenis, dar am înțeles că Simona Halep a câștigat ceva mare competiție. Și acum că toți românii se identifică cu Simona Halep și Simona Halep e a noastră și așa mai departe. Și
cred că Moise Guranță, cum îl cheamă, zicea, suntem un neam parșiv care noi acum vrem să luăm creditul lui Simona Halep și așa mai departe. Și am foarte tentat ca să sun și să zic lui Moise Guran, este singura noastră soluție să scăpăm din starea în care suntem, să ne asumăm meritele altcuiva. Să ne asumăm meritele lui Hristos. Când vedem exemple de genul, vedem oameni care excelează un pic mai mult decât noi. Și totuși nu excelează, până la urmă sunt falimente. Simona Halep, ca și persoană, este un faliment comparat cu ceea ce ar trebui să fie în ochii lui Dumnezeu. Da? Eu și cu dumneavoastră suntem un faliment în comparație cu ceea ce ar trebui să fim. Ce ar trebui noi ca să facem acel moment? Ar trebui să realizăm că dacă Dumnezeu nu rezolvă problema asta, suntem pierduți. Da? Deci femeia este pedepsită ca și corespondent al rolului care îl are. Nașterea de prunci acum este dureroasă și relația ei cu soțul ei acum este alterată. Și lucrurile acestea ating și confirmă esența rolului a fiecărui, a bărbatului și a femeii. Rolul acesta, mandatul, menirea femeii este păstrat, rămâne în picioare ca și decret al lui Dumnezeu și după cădere și vedem dovada cea mai bună este faptul că pedeapsa corespunde. Da? Rolul nu este alterat, posibilitatea noastră de a-l îndeplini este alterat. Foarte important ca să înțelegem lucrul acesta. Da? Mai vedem că lucrul acesta este din nou confirmat, nu doar prin faptul că pedeapsa este diferențiată, dar la felul în care Adam, deși probabil că erau resentimente acolo, la felul în care Adam se relaționează la Eva chiar după cădere. Da? Cine ține minte de ce Adam îi dă numele Eva? Ați realizat că Eva n-avea nume înainte de cădere? Nu știu dacă v-ați gândit la asta vreodată. Eva n-avea nume înainte de cădere. Unde? Unde pe paginile Scripturii vorbește despre Eva? Nu? Adam îi pus numele în Geneza 3:20. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Da? Eva înseamnă viață. Eva înseamnă viață. Adam a înțeles că în esența identității femeii rămâne în continuare acest ADN de a fi o dătătoare de viață, de a fi un promotor al vieții, de a fi ajutorul potrivit care face posibil îndeplinirea mandatului lăsat de Dumnezeu. Da? Și lucrul acesta se întâmplă după cădere. Acum, posibil că numele ei exista și înainte de cădere, da? Nu știm asta, dar lucrul e clar, cel puțin nu este identificat. Scriptura spune, Adam a pus nevestei sale numele. Lingvistic vorbind, este destul de evident că atunci, în momentul ăla, i-a pus numele acela. Da? În momentul ăla i-a pus numele acela. Cum îi zicea înainte? Păi probabil zicea femeie. Da? Asta în România nu-i frumos. Dar probabil că în grădina Edenului era frumos. Că nu o zicea jignitor. Îi zicea femeie pentru că era singura și vinea din bărbat. Da? Asta ne explică Scriptura. Deci este evident că rolul acesta și identitatea aceasta de femeie ca și ajutor potrivit, ca și dătătoare de viață, ca și promotor al vieții, rămâne valabil și după cădere și prin faptul că pedeapsa este diferențiată și prin faptul că Adam confirmă lucrul acesta pentru noi. Rolul femeii ca și un ajutor potrivit cu scopul de a ajuta pe bărbat în a îndeplini menirea pentru care a fost creat rămâne valabil. Și anume că noi bărbații de multe ori cerem ajutorul soțiilor noastre în tot felul de lucruri, dar nu ne arătați gloria lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu nu ne-a dat familii și soții ca să ne facem noi mofturile, ca să facem averi, ca să ne îndeplinim toate dorințele și așa mai departe. Da? Păcătoase. Dorințele sfinte trebuie îndeplinite. Ci ne-a dat un ajutor ca să arătăm gloria lui Dumnezeu în mod principal, prin înmulțirea făpturilor după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și prin faptul că noi să trăim în familie o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Da? În sensul acesta, femeia are rolul să fie dătătoare de viață. Evident, Dumnezeu dă viața, femeia este un vehicol și să fie un promotor relațional în tot ceea ce înseamnă a crea un cadru necesar pentru propagarea vieții. Da?
Într-un cuvânt, familia este locul în care femeia își poate îndeplini cel mai bine rolul. Acolo unde femeia poate ca să înflorească, acolo unde femeia poate să fie ceea ce a fost creată să fie, într-un cuvânt, este familia. Familia este cadrul unde ea poate contribui, unde ea poate ca să se dezvolte și să dezvolte un loc în care să-și îndeplinească menirea. Să-l ajute pe bărbat în familie să propage viața, să protejeze viața, să arate slava lui Dumnezeu. O notiță de subsol. Nu înseamnă că o femeie nu poate avea o meserie sau că nu ar trebui neapărat să aibă. Nu înseamnă că o femeie nu poate fi superioară, profesional, intelectual sau așa mai departe față de un bărbat. Sunt foarte multe femei care sunt superioare, intelectual și financiar și profesional față de un bărbat și este foarte ok, da? Dar înseamnă că felul în care o femeie este împlinită este prin rolul ei de a apăra viața, de a proteja viața, de a fi într-un fel o contribuție spre a da viață și un ajutor în întreținerea ei. O femeie niciodată, în mod ultim, nu va fi împlinită maxim ajungând CEO-ul la o firmă foarte mare. Cu siguranță e și aia o împlinire. O femeie, în mod maxim, nu va fi împlinită pentru că câștigă foarte, foarte mulți bani. Trebuie să fie ceva care este în linie cu ADN-ul unei femei, da? Cu ADN-ul unei făpturi menite să fie dătătoare de viață, da? Să fie una care propagă viața și contribuie la înmulțirea și protejarea chipului și asemănării lui Dumnezeu pe acest pământ. De aceea, de exemplu, foarte multe femei care sunt foarte, foarte de succes profesional vorbind, la un moment dat se implică foarte puternic în voluntariat, cu copiii, cu orfelinat, cu tot felul, cu oamenii străzi și mai departe. Pentru că simt un gol imens, chiar dacă au ajuns pe culmea carierii lor, chiar dacă sunt de succes, chiar dacă sunt interviuate la televizor, ceva lipsește. Realizează că nu își pot îndeplini scopul, cariera lor nu le dă scopul. Multe dintre ele chiar regretă faptul că n-au copii și că nu mai pot avea copii, că au așteptat prea mult. Dezvoltându-și cariera, nu mai pot ca să aibă copii. Și după aia sunt dispuse să plătească orice preț. Zeci de mii, sute de mii de euro, doar ca să rezolve cumva problema să aibă un copil. La un moment dat, este normal pentru o femeie să simtă această nevoie de a contribui la ceea ce înseamnă protejarea și propagarea vieții. Un sumar al ADN-ul femeii după Scriptură ar fi cam așa. Esența unei femei duhovnicești este să fie una care cultivă relațiile și cadrele necesare pentru ca viața să propage și să progreseze. Ea face toate acestea sub autoritatea bărbatului care are menirea de a conduce sacrificial prin Scriptură. Da? Ăsta este rolul ei și cadrul în care ea este cea mai împlinită. Este în acest context unde femeia este cel mai mult împlinită. Acum, instinctul, când ne gândim în acești termeni, la acest rol în mintea noastră, instinctul ar fi să mergem direct doar la naștere de prunci. Asta înseamnă că tot ceea ce trebuie să facă femeia este să nască prunci. Este un aspect esențial, pentru că bărbatul nu-i poate naște, deci clar este un aspect esențial, în sensul că Dumnezeu a pus ceva în femeie care o face să dorească copii, ceva mult mai profund decât și mai nuanțat decât în bărbat cu siguranță, cel puțin așa ar trebui să fie. Acolo unde o femeie niciodată nu are o dorință pentru a avea un copil, pentru a îngriji un copil, pentru a stabili o familie, nu este datorită ceva natural în ea, este probabil datorită faptul că inclusiv psihicul ei, personalitatea ei au devenit alterate de societatea aceasta care vine și spune este cum să-ți risipești tu viața și potențialul crescând niște copii. Și nu este perspectiva biblică care spune că acolo femeia este împlinită, că de acolo ea este răscumpărată prin creșterea de copii, ea este mântuită de stigma aceasta că nu este valoroasă. Este normal pentru o femeie ca să gândească în acest sens. Dar nu doar în acest sens. Femeia este un promotor, un apărător al vieții. Biblia ne spune că o femeie duhovnicească contribuie în tot felul de metode și de aspecte pentru a proteja și a propaga și a promova
viața. Contribuie în societate, contribuie în familie, contribuie față de semenii ei. Dacă are copii sau dacă nu are copii, dacă este căsătorită sau dacă nu este căsătorită. Da? De exemplu, în Proverbe 31 vedem portretul unei femei duhovnicești. N-am să citesc tot textul, dar am să subliniez doar câteva aspecte. Vedem că este o femeie care este implicată în negoț, o femeie care vinde și cumpără și contribuie la economia familiei. Vedem că este o femeie care este implicată în societate. Am dat spune, ea își deschide brațele pentru cel sărac și își întinde mâinile către cel nevoiaș. Ea simte nevoia să implice în societate și să ajute pe cei mai nevoiași. Da? Femeia este implicată în tot felul de activități care sunt în linie cu ADN-ul ei, cu identitatea ei. În Noul Testament, femeia are o identitate mult mai nuanțată. Nu este doar o născătoare de prunci și atât. Da? Nu este fabrică de prunci. Femeia, într-adevăr, este arătată ca și una care educă copiii. Dar și Noul Testament este una care îi ajută pe cei nevoiași, care este implicată în biserică, care educă femeile mai tinere din biserică și așa mai departe. Altfel spus, felul în care această esență, acest rol, acest ADN se manifestă în viața unei femei este foarte, foarte divers. Da? Toate aceste manifestări, toate aceste cadre, toate aceste lucruri se întâmplă, ne arată Scriptura, fie în familie, sub autoritatea duhovnicească unui bărbat credincios, fie în biserică, sub autoritatea unor bărbați duhovnicești în biserică. Da? Identitatea femeii, deși este strict legată de bărbat, este strict legată de familie, nu înseamnă că nu poate să fie manifestată sau nu poate exista în afara acestor relații. Da? În afara acestor relații. O femeie de 25 de ani care nu este încă căsătorită este totuși o femeie și poate fi o femeie după Scriptură, cu gândire după Scriptură, cu emoții după Scriptură, cu impulsuri după Scriptură și poate trăi o viață după Scriptură, chiar dacă încă nu este căsătorită. O văduvă, de asemenea, da? Nu este sfârșitul vieții sau sfârșitul existenței. Foarte multe văduve au această problemă, că în momentul în care Dumnezeu îngăduie această schimbare, au o dificultate să-și mai găsească identitatea. Nu mai știu care este identitatea lor. Dar, într-adevăr, identitatea are de a face cu familia, cu bărbatul, din punct de vedere de psihicul, de eul femeii. Dar nu înseamnă că ea nu mai poate exista și fi împlinită dacă acest cadru nu mai există. Și există alte cadre în care aceste impulsuri, aceste gânduri, aceste emoții duhovnicești pot fi manifestate. Da? Pot fi manifestate. De aceea trebuie ca să fim atenți la felul în care ne relaționăm față de femeile care nu sunt căsătorite, care n-au copii și care poate nu vor fi niciodată căsătorite sau nu vor mai fi căsătorite sau nu vor avea vreodată copii. Da? Biblia nu le prezintă ca și cazuri pierdute, Biblia nu le prezintă ca și fiind gata, nu voi mai fi fericită niciodată. Din contra, Biblia prezintă lucrurile total altfel. Biblia ne arată că chiar dacă rolul unei femei este într-adevăr îndeplinit maxim în acest context al familiei și Dumnezeu poate a rânduit în providența meticuloasă a Lui pentru fiecăruia altceva, adică poate să nu ai un soț, sau să nu ai copii, este totuși ceva normal. Dumnezeu asta a îngăduit. Este normal ca să-ți dorești lucrurile acestea și este normal ca să realizezi că Dumnezeu este în control dacă nu le ai. Este normal să-ți dorești familie, să-ți dorești copii. Este un lucru normal, este un impuls normal. Dar dacă Dumnezeu a hotărât o altă cale pentru această femeie, nu înseamnă că ea nu poate fi o femeie împlinită. Ea tot poate să exercite esența a ceea ce înseamnă să fie femeie în alte contexte, în biserică, în societate, cu alte surori, cu copiii din adunare. Da? Ea poate să fie ceea ce este în alte contexte. În al doilea rând, trebuie să precizăm că este un lucru periculos. Periculos și chiar poate și idolatru pentru o femeie ca să caute să-și găsească, să caute și să-și găsească deplin împlinirea ei în familie sau în copii.
deosebit de periculos. Cum Adam a vândut raiul pentru Eva, da? O femeie poate foarte ușor ca să-l vândă pe Dumnezeu pentru familia ei, pentru copiii ei. Ei să devină centrul universului, ei să devină toată valoarea ei, da? Nu este așa. Identitatea femeii, în primul rând, trebuie ca să fie în împlinirea ei supremă, ultimă și veșnică doar în Dumnezeu. Să fie foarte clar. Familia, copiii, binecuvântările acestea pământești și temporare sunt doar vehicole prin care putem să ne bucurăm în Dumnezeu. Sunt doar felul în care putem să gustăm un pic din bunătatea lui Dumnezeu. Sunt felul în care putem ca să experimentăm cât de bun este Dumnezeu atunci când vedem pentru o clipă, pentru o zi, cât de frumos este cadrul în care Dumnezeu ne-ar fi pus. Când ai o zi așa perfectă și soțul tău, de exemplu, este deosebit de gigel, vine acasă cu flori, îți scrie o scrisoare de mână și simți pentru așa o clipă, băi, e extraordinar ca să fiu iubită în felul ăsta, da? Experimentez pentru o clipă și nici atunci nu perfect ce Dumnezeu a intenționat ca să ai în grădina Edenului înainte ca noi să le vindem toate pentru ce? Pentru pământul ăsta putră, da? Dar scopul nostru nu-i să zici, dacă aș avea tot timpul flori și ciocolăți și un bărbat care să mă aprecieze, atunci aș fi împlinită și n-aș mai avea nevoie de Dumnezeu. Nu, scopul tău este să te uiți la cele momente frumoase, în contrast cu cele urâte din cauza păcatului și să spui, în cele frumoase vreau mai mult din frumusețea lui Dumnezeu. În cele urâte vreau ca păcatul din viața mea să fie eradicat, vreau ca să fiu spălat în sângele Domnului Iisus Hristos, ca să ajung în prezența lui Dumnezeu să mă bucur de El. Toate trebuie să ne ducă înspre Dumnezeu. Femeia are tentația aceasta ca să se focalizeze pe familia ei, să se focalizeze pe copiii ei, într-un sens negativ. În sensul să-și găsească o plăcere păcătoasă. Când ar trebui să-și găsească o plăcere sfântă în aceștia, ca și vehicole, ca și ferestre, înspre Dumnezeu. Copiii noștri sunt bucurii date de Dumnezeu ca și o fereastră înspre El. Să vedem ceea ce înseamnă bucuria, o mică parte din bucuria de a fi părinți. Din partea Părintelui nostru Ceresc, da? Căsătoria, toate acestea sunt date ca și daruri de la Dumnezeu să ne conducă la Dumnezeu. Dacă ele ne îndepărtează de Dumnezeu, am ratat total scopul pentru care aceste lucruri au fost create. Da? În concluzie, femeia are un rol relațional. Are un rol de a crea, proteja cadre, relații care slujesc de a propaga și de a proteja viața pentru a fi un ajutor potrivit, pentru a îndeplini mandatul, menirea pentru care ea și bărbatul a fost creat. Și anume, să proslăvească pe Dumnezeu prin faptul că suntem chemați să umplem acest pământ cu făpturi după chipul și asemănarea Lui și prin a crea și a proteja și a prelucra familii care îl reprezintă pe Dumnezeu și arată gloria Lui prin felul în care ne trăim viețile. Ăsta este ADN-ul, asta este esența unei femei care se manifestă în diferite sfere, în diferite perioade din viața ei, în diferite ipostaze, căsătorită, necăsătorită, văduvă, divorțată. Spectrul este larg. ADN-ul rămâne același, da? Psihicul, emotivul, esența rămâne aceeași. Și trebuie ca și bărbați și femei să înțelegem de ce Dumnezeu a pus această identitate în noi, aceste impulsuri în noi și să înțelegem că scopul lor este să ne conducă mintea, simțurile, sufletul nostru înspre Dumnezeu și să vedem că planul Lui, că felul Lui de a ordona lucrurile este desăvârșit și că noi suntem cei care L-am alterat. Și că singura noastră speranță să ajungem înapoi la așa cum ar trebui să fie lucrurile este dacă El intervine. Dacă El scoate creația aceasta de sub deșertăciune, dacă El ne spală de păcatele noastre, dacă El ne purifică de tot ceea ce este întinat în noi, pentru că altfel nu vom putea fi ceea ce ar trebui să fim. Nici ca și bărbați, nici ca și femei. Domnul să ne ajute nu doar să ne înțelegem care ar trebui să fie identitatea noastră, dar să înțelegem că această identitate este în Domnul nostru Iisus Hristos. Și să ne asumăm această identitate.
să privim la omul perfect. Omul care este singura șansă ca să fim într-adevăr ceea ce ar trebui ca să fim. Amin.